Bună seara, stimați telespectatori, și bine ne regăsim la o nouă emisiune Conviețuiri, doamna postul nostru local, TV Giurgiu. Cum în ultima perioadă noi v-am obișnuit pe dumneavoastră, bunii noștri telespectatori, să vă aducem la cunoștință lucrurile bune, realizările din comunitatea noastră de romi. Iată că și în această seară noi venim cu lucruri diverse, venim cu lucruri care într-un fel sau altul interesează comunitatea noastră de romi, dar nu numai, fiindcă multe probleme sunt legate și de cetățenii noștri majoritari, și când spun într-un fel sau altul nu mă gândesc la probleme stricte și doar că dumnealor sunt factorii care de multe ori doresc sau doresc mai mult sau mai puțin să ne ajute în unele probleme. În această seară am alături de mine o parte dintre colegii mei pe care dumneavoastră deja ați început să-i cunoașteți. Ei fac parte din grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor. Este vorba de bunul meu prieten Buteanu Ionel, este secretarul grupului de inițiativă locală. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Alături de mine mai avem o doamnă de lui Leana, unde prezența dumnei în acest platou nu este întâmplătoare și este lovită, pot spune eu, și nu cred că este un cuvânt extraordinar de mic, ba din contră, dacă aș putea să găsesc un alt cuvânt adecvat situației dumneai, l-aș spune cu cea mai mare plăcere. Deci dumneai este o doamnă din comunitatea noastră de rom, veți rămâne uimiți de problemele cu care se confruntă această mamă, bunică, unde, pot spune eu, un 45-50 de metri pătrați locuiesc 22 de suflete și după una și alta au fost loviți de o problemă extraordinar de mare, dar o vom aduce în discuție în timpul emisiunii. Și bineînțeles nu putea să lipsească buna noastră roșcată, că acum nu mai este blondă, este și ea roșcată, deci buna noastră prietenă și colegă, Rusu Dumitra Jeni, cum este cunoscută de toți prietenii noștri. Bună seara, doamnă! Bună seara! Și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre Conviețuiri, doar la postul nostru local, TV Mulțumesc George. Mulțumesc frumos pentru invitație. Pentru dumneavoastră cu cea mai mare plăcere oricând. Deci, iată că într-un fel sau altul am făcut și aceste prezentări, fiindcă într-un fel sau altul trebuia să vi le aducem la cunoștință, deoarece în fiecare săptămână avem un număr extraordinar de mare de telespectatori, spre bucuria noastră, care ne urmăresc. Rămânem plăcut surprinși de faptul că dumnealor ne opresc pe stradă și tot timpul vin cu sugestii, cu idei și de ce nu chiar ne prezintă problemele comunității noastre de romi, acolo unde, iată, acești cetățeni majoritar sunt vecinii dumnealor și doresc în mod expres chiar să-i ajute dumnealor aducându-ne la cunoștință aceste probleme. Eu îmi cer scuze în fața dumneavoastră, bunii mei, stimați telespectatori, deoarece sunt puțin răgușit și deja se vede și acest lucru, dar sper ca până săptămâna viitoare să fiu în formă maximă. Mai ales că să fie că e Valentine's Day. Măi, Jeni, mă, ce cu tine mai ai început acum să-mi citești gândurile, să-mi spui exact ce vreau și eu să spun? Tocmai de asta, fiindcă o să ne pregătim de chefuri, de așa, și o să trebuiască să și chiuim sau alea și o să fiu ea. Lasă cu pupături. Aoleu, doamne, abia aștept. Și când e asta? 14. Și nu se poate decala să fie și mai devreme? O modificăm noi acolo, ia uite cât contează. Se poate face repetiții. Deci, bravo, Ioane, ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Putem face repetiții ca atunci să fim pregătiți, nu să dăm greși. Bun, iată că încercăm să deschidem puțin atmosfera, în primul rând pentru doamna Ileana, fiindcă este pentru prima dată în fața camerelor de luat vederi și, în primul rând, cel mai important lucru este faptul că dumneavoastră are o poveste extraordinar de tristă, o poveste care s-a întâmplat în urmă cu 3 zile, dar vom reveni la dumneavoastră, îi mai dăm totuși un răgaz pentru a încerca să intre în atmosfera platoului nostru, o atmosferă plăcută și caldă, pot eu spune, pentru toți invitații care pășesc pentru prima dată pragul postului local TV Giurgiu. Ioane, din câte este cunoscut în mare parte de comunitatea noastră de romi, tu împreună cu oamenii pe care noi avem în zona aici, tu, cum i-am numit noi într-un fel sau altul, cei care se ocupă sau administrează problemele din acel cămin, era să spun să folosesc pluralul cămine, dar noi nu mai avem cămine, avem numai căminul de.
Deci cei care locuiesc în căminul ce îți aduc la cunoștință ție și atât și celor care sunt pe paliere și răspund într-un fel sau altul de curățenia și de buna conviețuire în acel cămin și din câte știu vrei să-mi aduci la cunoștință unele probleme pe care ți le-au adus o mare parte din conlocatarii tăi, pot spune, și eu pot spune din oamenii noștri din comunitatea de romi. Deci te rog să într-un fel sau altul să încercăm să rezolvăm sau să aducem în fața opiniei problemele sigur care ți le-au adus. Da. În căminul de sunt niște probleme foarte stringente. În primul rând, oamenii din comunitate au început să întrebe, pentru că o parte dintre ei nu știu ce se întâmplă. E vorba de cantina socială. Au fost în jur de 270 de locuri în care ne-am adus și noi aportul la ele. Momentan, de la una din ședințe, am înțeles că vor rămâne doar 160. Avem niște probleme, mă refer, nu reclamații. Sunt niște familii cu copii mulți care din 6-7 porții care aveau acolo au rămas doar 2. E vorba de o familie care astăzi mi s-a adresat cu lacrimi în ochi, e vorba de Radu Marieta, aceasta având 9 copii și având 6 porții de mâncare, a lăsat-o doar cu 2. Și cam n-a fost singura, dar aceasta este o problemă socială, mă refer, zic eu că e gravă, pentru că nu ia nici ajutor social, după câte știu. Nu are nici venitul minim garantat la stat de referi. Da, sigur că da. Și cam asta e una din probleme care ar trebui să o discutăm. Altă problemă, o țin să mă repet, am spus-o și în emisiunea trecută când am fost, este vorba de locatarii din căminul de care am înțeles iar de la o ședință la care am participat, încă nu s-a licitat, e vorba de căminele de pe Tineretului unde vor fi mutați din luna mai. Am înțeles că s-ar putea să intre în licitație, nu știu nimic sigur, tocmai de aceea te întreb pe tine că ești în miezul problemei. Ce am discutat și cu domnul vice la ședința trecută este vorba de ridicarea gunoiului tot din zona, toată zona Istru, mă refer, nu neapărat de la căminul de, a spus că a discutat cu șefii de la ADP și se va rezolva săptămâna aceasta. Ți-am mai adus la cunoștință, la fel, e vorba de iluminatul total al zonei, pentru că nu s-a mai făcut furturi sau spargeri în zona acolo, dar să le e frică oamenilor să iasă până la magazin, pentru că o parte din iluminatul public este defect. Mai mi-am adus acum aminte, este vorba de haitele de câini care se află acolo și e vorba tot din cauza gunoiului, mă refer. Cei de la ecarisaj au venit acum câteva zile, au luat câțiva câini, dar sunt enorm de mulți care ar trebui. Deci mă refer la câinii fără stăpân, restul oamenilor care au câini și scot și plimbă. E vorba că de la ora 10-11 seara până dimineața se aud numai urlete, numai țipete, mai se dau și la oameni și e periculoasă problema. Și ca, să zic, ultima problemă, să le aducem aminte și să le spunem oamenilor că se dau banii pentru cei care, însoțitorii celor cu handicap, se plătesc la jurul banii. Cam asta ar fi unele probleme. Dacă ar mai fi ceva, o să mai discutăm pe parcursul emisiunii. Mulțumesc. Ioane, să încerc să răspund în mare parte la toate întrebările pe care mi le-ai adresat și să începe cu cantina de ajutor social. E problemă stringentă. Se știe că este o hotărâre de guvern care într-un fel sau altul ridică avantajos, pot spune eu, norma de hrană. Deci într-un fel sau altul s-a dublat. Deci ar trebui să se dubleze pentru toți membrii. Însă municipalitatea în momentul de față nu au aceste fonduri disponibile pentru a putea dubla
această normă de hrană, să o numesc eu așa, sau porții de mâncare, cum ar fi mai ușor și pe înțelesul? Eu că porția de mâncare de la 5-6 lei sau cât era, a făcut 10-12. Exact. Dar, din cauza asta nu da, are bani. Însă, dacă stăm să facem un calcul, de exemplu, dacă erau 6 membri, primeau într-un fel sau altul, să spunem noi, 6 porții de mâncare ce s-ar fi dat acolo, mă rog, hai să spunem de 100 de grame. Da. Însă acum s-au înjumătățit numărul de persoane, însă cantitatea într-un fel sau altul este aceeași, dacă stăm să o gândim. Fiindcă primeau înainte 600 de grame, să spunem, pentru 6 membri de familie, acum într-un fel primesc doar pentru 3, dar primesc tot 600. Numai că s-a redus acest număr, deoarece ar fi trebuit să se facă această investiție, care în momentul de față, din câte am înțeles, neexistând fonduri, nu se poate face. Și atunci s-a făcut într-un fel sau altul o comisie care a decis numărul de persoane care mai pot să ridice această cantină. Acum, eu nu pot sincer să judec sau să aduc acuze sau nu colegilor noștri. E de competența noastră. Da, în funcție de cum au făcut dumnealor sau ce criterii au ales pentru a fi selectate aceste persoane să rămână în continuare. Însă, este o certitudine și tind să cred că buna mea prietenă, Tanța Ionescu, nu a făcut o alegere greșită. De ce? Fiindcă știm că este o doamnă care, într-un fel sau altul, cunoaște extraordinar de bine comunitatea de romi, poate nu chiar atât de bine ca noi, însă o cunoaște, iar dumnea ei, împreună cu colegele de la DAS, au făcut această anchetă socială. Trebuie să înțeleagă, ți-au vorbit, să înțeleagă oricine din conducerea DAS-ului sau cine a făcut această alegere, că noi nu aducem nicio acuză, nimănui. Noi spunem problemele sociale corect, cu care ne lovim. Corect. Dacă se mai poate rezolva ceva bine, dacă nu, rămâne cum s-a stabilit, nu e nicio problemă. Și chiar eu, dacă, nu știu dacă voi mai erați în momentul acela, la o ședință pe care noi am organizat-o tot așa într-o sâmbătă, eu unul, și încă o dată tind să mă repet ca de fapt în alte multe emisiuni, și trebuie să fiu un pic și avocatul diavolului. Corect. Când spun, de exemplu, și rămân dezamăgit profund, stimați telespectatori, când oameni din comunitatea noastră de romi ridică într-un fel sau altul această cantină socială și își vând produsele, chiar și produsele acestea care le-au primit din partea guvernului, am rămas consternat, acesta este cuvântul potrivit, când eu am sesizat că ei le dau mai mult pe nimic ca toată. Și, într-un fel sau altul, iată că ar trebui și în urma acestor anchete, unele persoane chiar au fost îndepărtate total. Corect, de ce? Fiindcă s-a dovedit că au venit un minim garantat, una, iar unul din soți sau chiar din copiii dumnealor muncesc, sunt salariați. Și, într-un fel sau altul, hai să ne gândim la cel neajutorat care chiar nu are acea feliuță de pâine și lipsește cu dezăvârșire din casă, și să ne gândim într-un fel sau altul când eu, Ioane și stimați telespectatori, chiar am sesizat într-un fel, eu le spun acum în ghilimele plângeri, când îmi spunea, ia uite ce mâncare ne dă nouă, noi nu merităm așa ceva. Dacă ai criteriile acestea în care, într-un fel sau altul, fiecare putem să decidem în favoarea noastră ce poți să mănânci sau ce îmi convine, ce nu, dar atâta timp cât cineva nu ne impune, ia și mănâncă lucrul ăsta, nu-l mâncăm. Dar îl mâncăm și, sincer, ăsta este purul adevăr, fiindcă nu avem ce. În momentul când te ridici cu pretenții, înseamnă că ai un alt standard și de ce să mai beneficiezi de acea cantină și să nu beneficiezi chiar un amărât în adevăratul sens al problema cuvântului. Problema se pune altfel, Marius. Deci, cum le-am spus și celor din comunitate, spun și acum, să mulțumească bunului Dumnezeu că au unde să pună capul. Corect. Deci, camerele acelea de cămin, cât de cât fiecare și-a făcut o investiție acolo, și-a făcut o toaletă privată, numai la comun, și-a tras apă, și-a tras fiecare contoar. Ce a putut să facă? Să-și îmbunătățească stilul de viață. O parte dintre ei sunt nemulțumiți, cum ai spus și tu, o parte sunt mulțumiți. Dar am stat și am cugetat și am observat că și cei nemulțumiți toți sunt
cum să zice, voi de steaua lor. N-au după ce bea apă și mai fac chestii de-astea de complezență. Să le mulțumească Dumnezeu care unde să pună capul și să fie liniștiți. Asta le și transmite lor din zona istului. Să aibă grijă de locuința în care e, pentru că în mare parte și noi cât de cât care suntem acolo și răspundem cât de cât de ei, suntem întrebați la un moment dat care ar merita să fie mutați într-un loc decent și care nu. Mizeria care s-a făcut acolo n-a venit alții să o facă. Mai pe felul de deputat Ioane. Deci numai când stai și te gândești, când treci pe zona aceea și vezi maldăre și toate nenorocirile aruncate pe stradă și aici mai greșesc și părinții, pentru că am stat de vorbă și cu părinții copiilor. Băi, aveți grijă de ei, nu-i mai lăsați să mai arunce, să mai facă mizerie, să mai înjure, să mai... nu au grijă de ei, pentru și principiul motiv că i-au lăsat, i-au scăpat din mână. Aia e problema. Autoritățile au făcut un lucru bun, așa e după părerea mea și cred că ești în asentimentul meu, cu Căminul C, care l-a scos din zona Istru pentru că era un focar foarte mare. Aici e dreptate, Ioane, și iată că încă o dată, de exemplu, tu și de multe ori chiar și invitații noștri la emisiunea noastră Conviețui, îmi ridicați mingea la fileu. Iată că tu încă o dată ai făcut acest lucru și trebuie să aduc lămuririle care trebuiesc pentru ceea ce ai spus tu. Da. Ai spus chiar mai devreme că mulți dintre cei care fac aceste plângeri, să le spunem, sau sunt nemulțumiți într-un fel sau altul, ei nu fac și sunt conștienți într-un fel sau altul că nu li se poate oferi mai mult, nu li se poate oferi, încă o dată cu riscul de a mă repeta, nu li se poate oferi altceva, dar nici ei nu sunt în măsură de a-și lua o altă locuință sau, mă rog, să facă o investiție în altă parte. Dar, datorită așa zisor oameni politici de bine, îi îndrumă și încearcă să le pună fel de fel de idei în cap, fără a avea un temei legal. Nu există un fundament pentru ceea ce, într-un fel sau altul, suntem în timpul unei emisiuni și suntem și live, să găsesc un cuvânt adecvat, încearcă să-i manipulezi. Spunându-le, știi, tu nu meriți asta. Ce ți-au făcut ăștia, trebuia să-ți dea inclusiv lift. Apoi eu atunci vin cu o simplă întrebare. Dacă eu nu pot, oferă-i tu. Corect. Cel mai bine, oferă-i tu și atunci eu... Îți strâng mâna. Plec capul, îmi ridic pălăria și spun să rămână, fiindcă ai putut să faci ceva pentru oamenii din comunitatea noastră. Corect. Că până la urmă, nu este numai comunitatea mea de țigani, sau să zic că gata, el dacă e țigan, eu, tu, Ioane și colegele noastre răspundem de aici sau sunt numai ai noștri într-un fel sau altul. Nu, ei reprezintă oamenii ai acestei municipalități, reprezintă giurgiuvenii indiferent de poziția lor socială sau altceva. Nu, dar faptul că ei încearcă să ia de bun acele cuvinte și să spună, știți, nu meritați, mergeți în partea, este dreptul dumnealor, este decizia lor de a o lua și eu chiar vă rog, stimați cetățeni din zona Istru, cel puțin, și fac referire la cei din Căminul D, oameni buni, dacă nu vă simțiți în largul dumneavoastră în acele camere, sunteți liberi să vă luați cu chirie, sunteți liberi să vă luați orice casă, orice după posibilitățile dumneavoastră. Dar atâta timp când noi, de aproape 2 ani de zile, și pot spune cu nonșalanță, chiar am luat șuturi și șuturi, mă înțelegeți? Tot pentru dumneavoastră, iată că Ion încă o dată vine cu o problemă pe care dumneavoastră ați ridicat-o, să se mai ia încă o dată gunoiul de acolo. Cum am mai spus-o, sunt avocatul diavolului acum, deoarece am rămas surprins să constat că acele pubele destinate gunoiului sunt goale, copiii sar în ele, se joacă, iată genii râde, iar oamenii, eu ieri fiind de servici, îmi spune un coleg nou, ai văzut ce să văd? A sărit punga de la etaj. Nu, ăla e sistemul LIFT. Mai înțeles, o trimit cu liftul oamenii. Și nu coboară jos. Iar acum, știu, și ție, și mie, și na lui la sediu vin oameni și ne spun, haideți vă rog că ne intră cu noi în casă. Oameni buni, nu eu, nu genii, nici măcar Ion care locuiește cu dumneavoastră acolo,
nu venim să aruncăm gunoaiele, nu mai spun de ceilalți cetățeni din zona Istru. Și doar dumneavoastră. V-am rugat respectos de atâtea ori să vă respectați pe dumneavoastră în primul rând. Faptul că există acele gunoaie menajere acolo, încă o dată, dovedește că o mare parte dintre dumneavoastră, și acum îi voi răspunde la cealaltă întrebare lui Ion, o parte dintre dumneavoastră veți merita într-un fel sau altul, în momentul când se va definitiva acel cămin din zona Dunăreana, cum era cunoscut, să fiți mutați acolo. Iar o parte dintre dumneavoastră, cum s-a făcut și cu căminul C, veți fi direcționați către zonele dumneavoastră de proveniență sau în mare parte de unde dumneavoastră ați avut proprietăți. Fiindcă este cunoscut că o mare parte Ioane dintre cetățeni au avut proprietăți personale și din diverse probleme nu stăm noi să judecăm sau să arătăm cu degetul, nu le mai iau. Și odată ce nu le mai iai și ți-ai pierdut bunul tău din vina ta, nu din vina statului până la urmă, supoși și consecințele. Nu trebuie acum, sincer, eu dacă sunt țigan acum, să spun dă-mi. Nu există așa ceva, că cineva îmi va spune, da, meriți. Nu, fiindcă, uite, încă o chestie, avem, de exemplu, un, nu știu, hai să-i spun un domn care urmărește activitatea noastră și pe Facebook și în timpul emisiunii, și chiar titlul emisiunii, tema din această seară, romii și problemele lor. Iar dumnealui îmi tot spune mereu și nu vreau eu să spun că are o tentă xenofobă, mereu probleme mai mici sau mai mari, desigur. Domnule Emil, peste tot există probleme. Și în momentul când există probleme, latura noastră umană ne spune că, indiferent de rasă, etnie, religie, trebuie să ajutăm acel om. Există de multe ori voci ca a dumitale care critică mai mult sau mai puțin problemele unor oameni. Până la urmă sunt oameni și într-un fel sau altul, eu cum domnul deputat Florian Nicolae mi-a spus de multe ori, Marius, mulțumește bunului Dumnezeu că poți face ceva pentru acești oameni. Iată că eu împreună cu acești oameni minunați care formăm grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor, încercăm și încerc eu să fiu modest genie acum, 99,9% rezolvăm problemele oamenilor care vin la noi. Că există voci ca dumneavoastră care nu le convine într-un fel sau altul anumite probleme, schimbă pagina. Bun, dar să sărim peste că nu ne mai interesează. Deci, Ioane, spuneam că o parte dintre acei oameni din căminul C, dacă vor medita bine, dacă nu iarăși bine, dar iată că ei dau dovada că 70% într-un fel sau altul nu-și merită poziția în societate și respectul acela care noi toți spunem că hai să încercăm să-l dăm unor oameni. Nu-l vor, iar le spun sănătate, doar oameni buni, cozbodoriți-vă singuri și încercați să câștigați respectul nu numai majoritarilor, chiar și oamenilor dumneavoastră care reprezintă comunitatea de romi. Vreau să dau niște citate pe care le avem noi la sediu. Ia despre, e vorba despre romii noștri. Deci, copiii romi spar mai murdari? Orice copil care nu este învățat, care nu este învățat regulilor de igienă, va fi murdar și neîngrijit, indiferent de etnie. Corect. Crezi despre copiii romi că sunt hoți? Orice copil care nu este învățat ce este furtul și cum, și cum procedăm atunci când ne dorim ceva, va fura indiferent de etnie. Îi vezi pe copiii romi ca cerșetori? Orice copil care crește este o victimă, care are nevoie de protecție, indiferent de etnie. Mai am un singur citat. Spui despre copiii romi că sunt bătăuși? Orice copil agresat acasă, la școală sau în comunitate, va avea un comportament agresiv, indiferent de etnie. Vezi, sunt lucruri, Ioane, și sunt citate pe care le-au dat oamenii mari, filozofi, pot spune, oameni care au înțeles până la urmă ce înseamnă a fi om. Nu cazul nostru de față, noi suntem țigani, ăla la într-un om mai știu ce naționalitate este, nu. Important este să fim oameni și să încercăm să ne ajutăm
atâta cât putem. Corect. Să încercăm să tot arătăm cu degetul, fiindcă tot arătând cu degetul, atunci vom crea probleme și sunt lucruri care niciodată nu vor fi rezolvate și vom trece pe lângă probleme mari fără să ne doară inima. Iar lucrul cel mai caracteristic la noi, oamenii, este sufletul. Sufletul, fiindcă datorită lui venim în sprijinul omului și încercăm să-i rezolvăm problemele mai mult sau mai puțin, cum îmi place mie să spun. Dar iată că cred că acum, doamnă, cât de cât v-am liniștit un pic, v-am adus în atmosfera noastră. Să știți că mi-este greu, sincer, fiindcă nu că am eu așa o afinitate pentru țiganii mei, fiindcă este normal într-un fel sau altul, fiindcă sunt țigan, dar de multe ori sunt probleme care pe mine mă dau peste cap și mai ales că eu vă cunosc de atâta timp, atât pe dumneavoastră, dar și copiii și nepoții dumneavoastră, fiindcă într-un fel sau altul am copilărit, cum îmi place mie să spun, în zona țiganiei, fiindcă până la urmă toți provenim din cartierele de țigani. Și, stimațele spectatorii, iată că titlul emisiunii noastre din această seară nu a fost ales întâmplător. Și a fost ales deoarece doamna Ileana, prezentă în platoul emisiunii noastre, este mamă, bunică și împreună cu copiii, dumneai și nepoți, un număr de 22 de persoane, locuiesc pe strada Pietrelor numărul 14. Pe data de 31, printr-un miracol, nu au ars în casă. Nu au ars în casă deoarece se spune că de multe ori mâna dumnezeiască te apără și te protejează și credința pe care o avem în bunul nostru Dumnezeu ne ferește de multe ori de problemele pe care, într-un fel sau altul, ne lovim în viață. Iată că și dumnea ei a avut acest noroc împreună cu acești 22 de membri să se zizeze în ultimă instanță că efectiv casa le ardea și puteau și dumnealor să avem o statistică negativă de 22 de persoane decedate în onoranție. Vreau să vă spun că acoperișul casei dumnealor unde locuiesc a fost mistuit în întregime de flăcările care, iată deja, colegii mei din regie ne prezintă aceste imagini, iar dumnealor, nu mi-este rușine să spun, din resturile pe gunoaie, resturi menajere, au încercat să-și facă un fel de acoperiș și iată și unde locuiesc dumnealor, de asta v-am spus că mai mult de 50-55 de metri pătrați nu există acolo, iar dumnealor în momentul de față nu mai iau nici curent electric și nu înțeleg sincer de ce oamenii de la Enel, în momentul când dumnealor s-au dus să-i racordeze, neavând datorii, au început să le ceară fel de fel de documente, hârtiuțe, acte pe care dumnealor, într-un fel sau altul, nu le mai iau în momentul de față. Și nu au dorit nici în momentul de față să facă racordarea la sistemul de energie electric. Doamna Delu, vă rog să ne povestiți dumneavoastră și nu trebuie să vă sfiiți, adică să vă speriați și să încercați să folosiți cuvinte ca să dați bine. Nu, vă rog să vorbiți exact cuvintele dumneavoastră, cuvintele pe care noi țiganii le folosim, simple și exact așa la subiect, exact acolo unde ne doare. Vă rog să-mi spuneți cum s-a întâmplat. Cu focul? Da. Da. Dormeam. Am băgat și eu ce mi-a dat Dumnezeu acolo în sobă. E cam... Nu mi s-a gers cât era ceasul. Și ne-am pus să ne culcăm. Și la 5, iasă băiatul meu la WC-ul, a văzut casa. Mamă, ne-a strigat pe toți, la uși, fugi, mamă, ieși, eu, într-un suflet, că auzeam de cutremurile astea, m-am speriat, zic, e cutremur. Am luat un nepot care, eu văd de el, am doi nepoți, cu nepoata handicapată, e la mine, mi-am crescut-o de la un an jumate, are doi copii. Am luat unul și am fugit afară. Ce zice băiatul meu? Mamă, nu e cu tremur, ziceam, la foc. Nu mai știam de mine. Dacă a venit poliția cu... Că a dat un băiat de aer, Dumnezeu, sănătate de la noi din bloc, ni n-a apucat copiii mei să anunțe
Pompierii. Că el a dat. Da, iar Dumnezeu sănătate. Nici n-am știut când a venit pompieri. Și s-a suit pe casă așa. A dat tot acolo. Și până la coș și până jos la ăla de lumină de sus, foc. Da. Și mi s-a dus. Mulțumesc Dumnezeu că am scăpat, mi-a scăpat copiii nepoți. Este cunoscut, doamna Delu, și nu cred că greșesc, că dacă nu mă șer, trei sau trei membri din familia dumneavoastră au și handicap deosebit de grav. Aș vrea, vă rog, să-mi spuneți dacă dumneavoastră beneficiați de venitul minim garantat sau... Ajutor social. Aveți ajutor social? Eu n-am. Am pensie de urmaș. Am murit bărbatul meu de 16 ani. 3 milioane jumate. Fata asta mea care e handicapată, are de gradul 2. Are 2 copii, numai cu bărbatul său. Și eu mi-am crescut și pe ea mici doi și pe ea mi-am crescut la un an jumate. Are un băiețel ale 6 ani și unul 3 ani jumate, care eu mi l-am luat în brațe și am fugit cu el. Și la urmă am strigat, fugiți și luați și pe Cosmin. S-a dus cineva și l-a scos și pe l-a dat afară. Și mulțumesc Dumnezeu că nu s-a întâmplat mai rău. E bine că n-a fost cu victime omenești. Asta cu ajutorul Dumnezeu și al bunilor oameni care... Vor voi să facă un ajutor, dacă e posibil. Iată că colegii noștri și încă o dată le mulțumesc celor din regie, ne pun pe fundal situația dumneavoastră reală din momentul de față. Practic, cum mai locuiți dumneavoastră acolo, în ce condiții, și mulți oameni ne spun probleme mai mici sau mai mari. Ironia, într-un fel sau altul, îi caracterizează pe mulți dintre ei. Eu, sincer, vin, stimați telespectatori, cu rugămintea la dumneavoastră și din toată inima mea, oameni de bine care puteți și nu trebuiesc să vă aduc la cunoștință că ar trebui bani extraordinar de mult sau că această femeie năpăstuită de această suferință ar dori să primească bani sau altcineva sau altceva, și doar materiale de construcție, cum ar fi cherestea și tablă, indiferent că ar fi mai ieftină sau mai scumpă. Și dacă au fost folosite. Absolut, și chiar dacă au fost folosite, dacă le putem direcționa sau le puteți direcționa dumneavoastră direct către dumneaei. Încă o dată vă aduc la cunoștință adresa dumneavoastră. Deci locuiesc pe strada Pietrelor, numărul 14, este undeva pe lângă, sau mai bine zis, în spatele fostului Tecnosat. Acolo locuiesc dumnealor. Oamenii de bine care doresc să meargă acolo își vor da seama de adresa dumnealor. Deja se vede ca și din poze și la fața locului se distinge mult mai bine dezastru prin care au scăpat cu bine acești oameni și faptul că în momentul de față, sincer, eu când am fost acolo în cursul zilei de astăzi, am văzut nepoții micuți de 4-5 ani care îmi spuneau, nenea, ne dă și nouă drumul la curent? Da. Fiindcă tot un nepot al dumneavoastră mi-a relatat că aseară, stând la lumina lumânărilor, fiind mic și neatent, era în momentul acela să ia foc da, părul. Da, i-a luat foc, uite aici părul repede, bine că am pus lângă el. Și chiar începuse da să-mi spună, nenea, ne dă și nouă drumul la curent, acum să mă uit și eu la desene. Nu înțeleg încă o dată și mă repet în mod consternat de faptul că oamenii de la Enel, această societate, nu le aduce la cunoștință motivul clar de ce nu-i pot acorda la sistemul de electricitate atâta timp cât acest sistem, din când te-am văzut, există. Sau chiar dacă eu nu sunt de natură a decide dacă acea instalație electrică a fost verificată dumnealor, însă fiind calificați în acest sens, ar fi putut să facă la fața locului o analiză și să le spună că instalația electrică este defectuos afectat. Mă scuzați. Spuneți-vă. Aveam, de fapt, lumina noi tăiată. Da. Deci mi-o achitasem lumina, da? Să ce băiat ultima dată? Cam dat așa și noi. Nu am putut să dăm tot odată. Și la urmă, când zice, mai trebuie încă 700, să renoim contractul. Și când mă duc astăzi, nici n-a vrut să uite la mine. M-a trimis
la taxe și impozite să-mi dea ceva la mână. Nu am vrut să-mi elibereze nimic, că nu sunt eu acolo. Eu am numai chitanți de mână. Și nu sunt eu trecut acolo la... Proprietarul cine? A murit. Și eu stau de 15 ani aici. Eu n-am cumpărat de la ei, am cumpărat de la altcineva, am cumpărat de la băiatul lor și eu am cumpărat asta, Așa. N-a putut să-mi dea nimic, n-a vrut niciun chip să-mi dea măcar. Cel puțin nu neapărat că n-a vrut, nu putem să spunem că n-a vrut. Dacă dumneavoastră nu figurați acolo ca titular... Da. Vezi, mamă, nu am pretenție să figurez eu acolo. Dați pe numele la oamenii ceva să merg la IREP, să... E o problemă aici care trebuie discutată în afară. Vom încerca să știți deja de mâine, colegii noștri din grupul de inițiativă, va încerca să vorbească cu domnul director de acolo, să vedem până la urmă un motiv bine temeiat. Nu neapărat un motiv, e vorba de modalitatea cum se poate face ca să putem să-i dăm drumul. Chiar dacă a fost astăzi o problemă și nu i-a dat drumul, vedem situația care e. O să încercăm genii. Și o să vedem până la urmă ce și cum, fiindcă până la urmă tind să cred că o rezolvare ar trebui să se găsească pentru această familie. De ce? Mai ales că e și perioada de iarnă. Absolut. Să ne gândim, sigur. Și, sincer, încă o dată fac apel la oamenii de bine care au materiale provenite din demolări, din renovări, materiale de cherestea, aici este vorba, și tablă mai veche, mai nouă, cum considerați dumneavoastră, și nu este vorba de cantități mari și doar faptul că spațiul este mic, dar cu acele camere foarte mici și putem să venim în ajutorul dumnealor. Deci, încă o dată vă repet adresa dumnealor, strada Pietrelor, numărul 14, sau eventual puteți lua legătura și cu colegii noștri de la postul local TV Giurgiu pentru a vă da indicații cu adresa dumnealor și a încerca, cum spun eu, să fim mai omenoși pentru oamenii de lângă noi, indiferent de naționalitate, etnie, religie și, de ce nu, chiar cultură, fiindcă vreau să vă spun că nu sunt oameni cultivați, nu sunt oameni care chiar cunosc atât de bine abecedarul școlar, însă cunosc abecedarul vieții, fiindcă, iată, astfel de oameni, pot să vă spun cu tristețe, De când îi știu eu, de atâția ani de zile, dumnealor au trăit în această situație grea, dificilă, însă un lucru trebuie să precizez, stimați telespectatori, să știți că nu au săvârșit fără de legi. Au căutat sursă de hrană exact unde au putut, fără însă a încălca litera legii. Astăzi în platou ar mai fi trebuit să fie un membru, un băiat al dumneaei, însă dumnealui lucrează la o firmă privată și nu a putut să plece de acolo, fiindcă până la urmă știți cum e. Pleci tu, vine altul și a preferat să stea acolo, să știe că poate să asigure pâinea copiilor, având mare încredere că eu voi prezenta într-un fel sau altul extraordinar de bine problema cu care se confruntă această familie. Și faptul că mama lor este deja în platoul postul nostru local TV Giurgiu, lasă orice comentariu de prisos. Deci noi să știți că vom încerca să facem tot ceea ce putem pentru dumneavoastră și tind să cred că vor încerca oameni de bine să vină să vă ajute, fiindcă, cum am mai spus-o, nu există o cheltuială extraordinar de mare și... Un bine se poate face mai ales în situația dumneavoastră când ne gândim, stimați telespectatori, că în acel spațiu pe care dumneavoastră l-ați vizionat un pic mai devreme, locuiesc 22 de suflete. Sincer, nici mie nu mi-a venit să cred, însă când chiar am început să-i număr exact acesta a fost socoteala făcută, 22 de suflete care trăiesc efectiv ca sardinele acolo. Dar iată că acum fac conjunctura între ce a spus Ion. Cei care locuiesc în zona Istu ar trebui să mulțumească bunului Dumnezeu pentru acel acoperiș, că, iată, greutăți sunt tot timpul în viață, dar de multe ori mai trebuie să fim și noi atenți ce ne dorim și ce vrem să spunem. Jenny, de când am început emisiunea, mi-a spus în felul următor. Pe mine nu mă întrebați nimic. Bine, Jenny, totuși sunt obligat să te întreb. Obligat, în ghilimele de rigoare. Ce mai zici tu, mă, Jenny? Nu mai zic.
De ce nu mai zici? Cum ți se pare, într-un fel sau altul, faptul că, iată, lumea ne știe de atâta timp și vin cu sufletul încărcat de nădejde la noi, știind că, într-un fel sau altul, noi nu suntem Mesia și mulțumim Bunului Dumnezeu încă o dată. Vă să știi că de multe ori ești pentru cetățenii comunitari. Știi, nu vreau nici așa să fiu asemuit. Așa te vede ca pe Dumnezeu. Sunt de acord cu tine, Jenny, și sincer nu îmi doresc niciodată ca cineva să mă asemuiască în asemenea fel, fiindcă datorită oamenilor cu care eu sunt înconjurat, este cazul vostru, este cazul oamenilor de bine la care noi apelăm și, în mod clar, este vorba de domnul viceprimar Alexandru Vladu, este vorba de domnul deputat Nicolae Florian și ori mai fi și alții, nu zic nu. Însă oamenii aceștia constant ne-au ajutat fără absolut nicio problemă și cel puțin pe mine, domniile lor, nu că mă ajută într-un fel sau altul cu problema pe care o are comunitatea noastră de țigani, dar dumnealor chiar mă ajută cu sfaturi bune și, cum o spun eu, mentorul meu, domnul Alexandru Vladu, de multe ori mă ceartă, dar mă înceartă în sensul bun al cuvântului, fiindcă toate discuțiile cu dumnealui sunt constructive. Și sunt constructive fiindcă oamenii au realizat că suntem onești și chiar venim, iată, în sprijinul acestor oameni nepăstuiți, de, într-un fel sau altul, dumnealor nu știu unde să se adreseze. De asta vreau să te întreb, Jenny. Consider că acum, cel puțin, comunitatea de romi, pe lângă faptul că te respectă extraordinar de mult, Roșcato, ți-ai dobândit acea încredere din partea lor, iar în urma încrederii să parvin acel respect? Sigur că da. Știi? Eu aici nu rămân surprins, fiindcă eu te știu pe tine cum ești. Stai să spun și eu. Stai... Așa, stai să mai spun ceva, stai că nu știu ce. Dar de multe ori modestia ta, pot spune eu așa, te caracterizează într-un fel sau alt. Mulțumesc frumos. Cu cea mai mare plăcere pentru tine. Fiindcă dacă stau să fac comparație între tine și Doina Războinica, mamă, noi nu avem cuvinte. Da, da, facem echipă bună. Absolut. Și iată, ca polițiștii. Exact. Bunul, bunul. Întotdeauna trebuie să existe așa, indiferent de jobul care îl ai. Și iată că deja primim mesaje și din partea Manuelei. Îți mulțumim, fiindcă ești alături de comunitatea noastră de romi. Te respectăm și pe tine împreună cu oamenii tăi, fiindcă sunteți singurii care veniți în sprijinul țiganilor noștri și noi vă mulțumim și să știți că într-un fel sau altul toate lucrurile acestea pe care noi le facem ajungem la singurul lucru pe care noi l-am propus în urmă cu 2 ani de zile când am dorit să schimbăm mentalitatea țiganilor noștri. În mare parte ne putem lăuda că am reușit acest lucru. Cu toate că în urma unei ședințe pe care am avut-o cu ceva timp, două persoane ar fi vrut și și-ar fi dorit în mod special ca grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor să nu existe sau, cel mai important, că vă spun și eu, să nu existe. De ce? Am vrut să-i întreb, dar cineva mi-a spus, stai liniștit și lasă lucrurile să decurgă. Fiindcă i-aș fi întrebat totuși de ce să nu fie acest grup. Hai să spunem, nu s-ar fi numit GIL, s-ar fi numit sanctuarul, nu știu cum, al țiganilor, na? Important erau faptele de bine. Că există cineva care ajută. Și mentalitatea Jenii, exact. Cineva care vine în folosul care și întinde o mână. Exact, vine în folosul cetățeanului de mie romă, acel cetățean care e frică să ridice privirea de jos când cineva îl întreabă ce faci. Sau chiar dacă vine și îl întreabă ai probleme, este rușine să spună da, am probleme. Fiindcă sincer îți spun, Jenny, și dumneavoastră, stimați telespectatori, chiar săptămâna trecută, fiind într-o zonă a orașului, m-am întâlnit cu câțiva țigani ai noștri, care, sincer, am rămas
așa cu sufletul, eu nu-mi găsesc cuvinte în momentul ăsta. Am simțit că în momentul ăla, sincer, nu mai am suflet. De ce? Fiindcă i-am văzut cu cratițile, cu tigăile bune în mână. Zic, păi ce faceți, mă, v-ați cumpărat crătiți, bravo vouă. Nu, măi, Nea Marius, să mergem la fiare cu ele. Cum, mă? Da. Mă, zic, voi pe astea le-ați găsit sau le-ați luat de acasă? Ce, nu, măi, Nea Marius, le-am luat și noi de acasă să le vindem. Făcând eu o analiză așa că se ia, deci, două, cinci crătițoale de alea avea în mână. Dacă stai să evaluezi cât ar vine o cratiță, ar fi 20-30 de ron, bănuiesc, la magazin. Dar e mai mult de 15 lei, nu cred că își lua pe toate. Zic, mă, unde vă duceți cu asta? Ne ducem la fiare, Nea Marius. Mă, că luați voi pe toate astea? Suficient Nea Marius, cred că ne dă 15 lei. Bă, luați-vă 15 lei de la mine, vă rog eu, și mergeți cu ele acasă. Bă, mergeți că nu mai vezi la urmă ce să faceți mâncărică. Băi, tu acum, dacă ți-ai ce ții? Păi îmi luam salam. Bă, luați-le mașini, stați cu ele liniștit. Ăștia sunt oamenii sinceri. Nevoiași. Oamenii care mie îmi fac cinste deosebită. Oamenii cum sunt și acești oameni nepăstuiți de această cruntă realitate care s-a bătut asupra lor, faptul că le-a luat foc acoperișul de deasupra capului. Oamenii care încearcă să strige ajutor, dar nu vor să iasă în stradă și cineva să zică, ia uite încă un țigan, mai vrea ceva moca. Nu. Și vin la noi și vin așa cât se poate de tactil. Vin cât se poate de ușurel încât să nu creadă, dacă îl deranjez și pe ăsta al meu, cine mai mă ajută. Și vin și ne expun problemele lor în felul cum dumnealor poate să ne expună. Adică cum îmi place mie să spun, bătrânești. Jeni. Lasă-o nițel pe Jeni. Spuneți. Ce-am făcut noi în ăștia 2 ani de zile cu grupul de inițiativă locală, am făcut ca oamenii, nu neapărat de etnie romă, dar majoritatea, să nu mai vină cu capul aplecat la noi și să aibă curajul să spună doleanțele și problemele, și unele fericite, altele mai puțin fericite, să-și descarce sufletul și să facă în așa fel încât să ne spună toate doleanțele lor și să nu aibă rețineri cum avea înainte, pentru că în mare parte, cum ai spus și tu, le-am dat încredere. Le-am dat încredere unor oameni, nu la majoritatea, dar unor oameni, că putem să îi ajutăm într-un fel cu servicii, într-un fel cu cantină socială, într-un fel cu o locuință socială, cum am și făcut de altfel, cu un buletin, cu un contract de închiriere. Deci ce am făcut noi în acești 2 ani de zile, nu e vorba de laudă, e vorba că oamenii vor și au reușit în mare parte să aibă încredere în noi. Și pentru asta, și da, pentru acest lucru, este răsplata noastră sufletească. E ceva important și ceva măreț să ne simțim utili. Vezi tu, uite, încă o dată îmi ridici mingea la file. Eu am terminat școala generală de ceva timp. Și nu mai țineam legătura decât cu câțiva colegi de-ai mei. Iar în urmă cu o săptămână am avut bucuria să, datorită paginii de socializare cunoscută, unii dintre ei să spună și să spună, ați văzut, Marius are emisiune, ia uitați Marius ce face, iar mulți, din momentul acela am început să ne dăm acele cereri de accept și practic să îndrăgim acea clasă. Și am rămas extraordinar de surprins să constat că mulți s-au schimbat. Poate nu-i mai cunoșteam dacă treceam pe stradă pe lângă ei, pe lângă unii mei colegi, dar colegele mele, toate pot să mă laud. Încă o dată m-au lăudat cum ele mă și lăudau la școală, mă înțelegi? Eu, mama, bine, dar nu mai meu, te lăudat, da, așteptăm lauda lor. Mama și tata lor. Meu erau amărâți, nu pot să spun amărâți, dar eu aveam în clasă în jur de 30 de fete. Și apoi să fi luat 30 de mărțișoare pentru toate fetele, îi dăteam la buget lui tata. La temelie, da. Da, luam și eu 5-6 cât îmi dătea tata acolo. Deci, vă dau cuvântul meu că mie toate fetele îmi dăteau mărțișori. Îmi umpleau haina de școală, cum era. Da, am înțeles, erai fetița din clasă. Exact. Și încă o dată le-am spus,
și le-am mulțumit pe această cale colegilor mei că nu am fost marginalizat. Nu am fost marginalizat, dar știi de ce, Ioane, datorită caracterului meu. Datorită faptului că am încercat și chiar m-am integrat alături de colegii mei majoritari. Învățam împreună cu ei, mergeam la petreceri cu ei, erau la mine în casă, eram în casă la ei, dar niciodată nu am auzit, mai înțeles, ca să se facă diferențierea, să zică, le-a dus pe țiganul ăsta, cum se fac în timpurile astea, pot spune, nu în momentul ăsta. În vremurile astea nu înțeleg de ce se face această diferențiere. Nu se făcea. Și vreau să spun că, iată, colegi de-ai mei, ajung și extraordinar de bine și pe această cale vă salut și eu, bunii mei colegi, indiferent de zona unde dumneavoastră v-ați găsit casele. Vă doresc tot binele din lume și încă o dată sunt alături de voi și voi fi întotdeauna și veți fi alături de mine în sufletul meu. Și vezi tu, asta este cel mai important, Ioane, să schimbăm mentalitatea că chiar dacă suntem țigani, putem să ne găsim locul în societate. Putem să facem parte din instituțiile statului, din instituțiile publice și chiar să dovedim că ne facem treaba extraordinar de bine acolo unde suntem puși. Nu mi-aduc eu laude pentru ceea ce facem noi, sincer. Tot mai devreme discutam cu cineva și spune, da, dar voi ați făcut lucruri extraordinar de mari. Foarte bine și dorim ca în continuare să facem lucruri bune pentru țiganii noștri și dumneavoastră cei de afară să le vedeți și să le aplaudați. Însă, în momentul când noi greșim, fiindcă până la urmă Ioane a greșit, este omenește. Nu putem să fim roboți sau mai știu eu ce, să ducem totul exact de nota 10. Nu se poate, chiar dacă aș vrea eu, ar mai trebui să o rog pe mama să mai facă încă 2-3 gemeni și să fie ca mine. Dar nu mai putem să facem lucrurile astea. Și din cauza asta, Jini, te întrebam pe tine dacă și la ședințele noi la care noi participăm și vin țiganii noștri cu diverse probleme, cum crezi tu că ei pleacă de acolo? Sau, nu, hai să iau primii pași. Cum vin și cum pleacă? Vin cu capul plecat și ies pe ușă. Smile. Da. Este un lucru extraordinar de benefic, sincer. Astăzi a fost cu doi băieți ca să-i recomand pentru angajare. Eu fiind și după tura de noapte și, sincer, chiar am înghețat acolo, mă înțelegeți, cu ei, ca să vedem ce și cum. Și ei, când au venit, erau supărați și spuneau, au, ce o să facem, ce nu știu ce și nu știu cum. Și în momentul când au văzut realizările, am văzut acel, nu mulțumesc din gură, strălucirea aceea, absolut, fiindcă strălucirea din noi niciodată nu te poate păcăli. Și am văzut faptul că ei de atâta timp nu aveau loc de muncă și iată că acum au un loc de muncă. Și un loc de muncă, pot spune eu, chiar decent și chiar bun. Dar noi facem tot ce putem. De-aia spun și rugăm în același timp toți cetățenii care vin la noi, și minoritari, și majoritari, să nu creadă că noi, grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor, putem... Suntem alfa și omega. Orice sau, cum spune Ion, alfa și omega și beta, că spui și eu ție, Minel, ca să știi, alfa și omega. Păi, dar cum? Așa. Și... și facem și noi ce putem, limita posibilităților. Din cauza aceasta, fiindcă tot am vorbit cu Minel mi-a spus, bești liniștime, dar Minel mi-a spus în engleză că așa vorbește țiganul nostru. Bezi liniștime. Da. Cu accentul și, de engleză. Mi-arată, vezi că mai ai două minuțele. Da. Mulțumim. Ioane, fiindcă suntem spre finalul emisiunii, te rog să adesezi, cum de fapt am și învățat bunii noștri telespectatori, spre finalul emisiunii, că aveți cuvântul. Da. Doleanța mea este ca cei din comunitatea romilor să fie mai, să folosesc un cuvânt descondescendent, adică mai liniștiți, niște oameni care să gândească până să vină. Și s-a uitat în... să gândească că ăștia suntem și să avem grijă de noi și de copiii noștri. Da, Ioan.
Doamna Adelu, dacă puteți să vă adresați telespectatorii noștri, chiar puteți să le lăsați un mesaj să vină să vă ajute, că nu va fi nicio problemă. Puteți să vorbiți. Ce să vorbesc eu? Ce să zic? Ce considerați dumneavoastră? E loc, dacă vrea să mă ajute, dacă are bună plăcere. Ce vrei, n-am dreptul să dea cine știe. Ce vrei? Să așa mă ajute spus cu și noi, și încă o dată vă repet adresa dumnealor, Strada Pietrelor, numărul 14, în spatele vechiului Tehnosat. Jenny. Păi trebuie să-i salut și să-i pup pe ai mei de acasă. Care ai tăi de acasă? Când cât sunt toți... mulți ai tăi de acasă? Păi termină sunt prin vă două ore așa. Sunt prin Spania. Păi tot se uită. Să-i salut și-i pup. Și pe Spania, și pe Franța, și pe Belgia. Și pe, pe belgianul. Și pe ai mei de acasă. Și pe Ioana, pe David, pe aurașa mea. Pe soțul meu de nuți. Bă, ai nenorocit. Fare și regrădinari. Ai terminat acum. Da. Da, da. Și stai un pic să înțelegem că ai spus un nume. Cine este? Nora ta? Da, iubita băiatului meu. Adică Nora îți vine. Și de ce nu precizezi ce grad de rudenie este? Nora mea. Păi, nu știu încă. Nu sunt luați oficial. În acte, cum spune mamarea. În acte, maică, nu e în acte, nu există. Și atât, stimați telespectatori, că a mai trecut încă o minunată după amiază de luni. Vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de noi și că ne auziți și, într-un fel sau altul, veniți și dumneavoastră în sprijinul comunității noastre de țigani. Încă o dată am rugămintea către toți cei cu suflet mari, cei care pot materiale de construcție provenite din demolări sau din alte locuri, care pentru dumneavoastră nu mai reprezintă un interes într-un fel sau altul și le aveți tivuite prin curte sau aruncate, să veniți să ajutați această familie năpăstuită. Sunt 22 de suflete, chiar și dumneavoastră veți putea concluziona venind la fața locului, fiindcă este foarte dificil să trăiești în vremurile acestea, în cazul dumnealor, fără electricitate, fără un acoperiș deasupra capului și multe, multe neajunsuri. Iar eu încă o dată vă mulțumesc, stimați telespectatori, că sunteți mereu alături de noi de această emisiune Conviețuit și până la o nouă emisiune nu vă doresc decât tot binele și nu pot să închei decât cu vorba cu care v-am obișnuit. La și tu m-a ridat, haide-te-l meu del, butbac, haide-te-l sa stimos butantul mărăchiera. La revedere!